Salut! Am ceva de spus, aproximativ. În ciclu singura casă, versiunea Brașov, apartament 14, mai country, unde am regim de speaker. Eu sunt singurul vorbitor de acolo. Și se simte. Trebuie la body. De mult am marcat momentul și pe blog, a stopat vecinii care, plini de mândrie patriotică, tundeau gardul viu de pe spațiu public. I-a lămurit că dacă ar fi reușit să citească actul de proprietate, ar fi sesizat că proprietatea noastră se termină unde se înfige blocul în pământ. Dincolo, domeniul public al statului sau al municipiului sau domeniul privat. E complicat de citit. Când am citit actul de proprietate, am fost frapat de suprafața de teren care e proprietatea mea, care era mult mai mică, mult, mult mai mică decât suprafața apartamentului. Și am avut așa, am gândit, și mi-am dat seama că dacă mulțesc cu 6, ajunge exact la suprafața apartamentului. Rezultatul, toată verticala asta, care e deasupra mea și sub mine, suntem proprietari în comun pe această suprafață. Atât. Eu, spre deosebire de vecinii mei, mi-e spun ceva cifrele. Ei probabil au verificat dacă numele e corect. Și atât. Restul complicat. Și asta cu dezepezitul am sezizat-o, că mi se părea mie nu știu cum așa, tocmai prin prisma la ce descoperisem. Dar a rămas în coadă de pește. Până am descoperit un articol, hai să ne râdem, în care cineva, nu știu cine, pune exact problema corect. Și atunci, profitând de ocazie că am citit în ziar că tocmai se fac dezbateri publice, am trimis un mail care se vede alături, adresat unei doamne, Oana Chiriță, în care mă plâng că în ziar am aflat numai ce a gândit doamna Claudia Stechea despre această problemă. Eu vreau sursa. Tensa foarte serviabilă mi-a dat sursa, un PDF, 40 de pagini, am lins cu spor și am descoperit articolul ăsta, 103. Ce spune articolul ăsta, 103? În primul rând, regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate în municipiul Brașov, articolul 1 spune așa, se aplică serviciul public de salubritate. Punct. Deci nu are treabă cu persoana fizică Popescu Colibaș, care nu face parte de serviciul de salubritate. Iar la articolul 103 spune, utilizatorii persoane fizice sau juridice au următoarele obligații. La punctul 3, să îndepărteze zăpada sau gheate existente pe trotoare sau alei pietonale, pe toată lățimea acestor, nu mai mult de 2 metri, în dreptul imobililor în care locuiesc. Și mai dă și o penalizare, dacă nu face asta, amendă. Pornind de la aceste lucruri, profitând de faptul că e dezbatere, am făcut niște propuneri care au fost înregistrate. Că mi-a instruit pe la primărie, știu lecția, nu mai mă trimit la plimbare. Și conform stilului care mi l-am făcut în ultimul timp,
reușesc să comprim într-o foaie a 4 tot ce am de zis. Și, în esență, ce spune acolo? Articolul 103 intră în coliziune cu ordonanța de guvern numărul 43 din 97, actualizată cu subnumărul 7 din 2010, în vigoare din 2010, care la articolul 2 prevede drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și sau de interes public, destinate circulației rutiere și pietonale. Pietonale, deci trotuare. Scopul satisfacerii cerințelor generale de transport al economiei, ale populației și de apărarea sării, bla, bla, bla. Acestea sunt proprietate publică, primarule, auzi, drumurile sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice. În concluzie, serviciul de salubritate primește bani chiar de aici. Dar trebuia să ceară bani și pentru trotuare. Ăștia s-au rezumat, sunt măsoare probabil cât metri de stradă, dar nu și câți metri de trotuare. Complicată treaba asta ca să conduci. Ce spun eu acolo cu roșu? Pe scurt, obligați cetățenii să facă dezăpezire în locuri care aparțin domeniul public sau privat al municipiului Brașov, sub sancțiunea amenzii. Și mai o treabă care am găsit-o chiar la ei. Cu toate că precizați în regulamentul cadru al serviciului de salubrizare emis de ANRSC, nu poate fi modificat printr-o hotărâre de Consiliu Local, și în aceasta nu există în referire, mă refer la regulamentul la cadru, nu există nicio referire la obligația cetățenilor să îndepărteze zăpada. N-am lins tot regulamentul ăla, că era lung, 40 de pagini. Am căutat zăpadă, îndepărtare, zăpadă. Și softul mi-a zis, nu există. Devenind o inițiativă locală care cauzează o pagubă sau o răvătămare a drepturilor și intereselor legitime a unei persoane fizice, moa. Faptă prevăzută în codul penal, articolul 297, abuzul în serviciu. Și le bag și o strâmbă, marca mea. Ca alternativă vă propun să nu mai fiți sfioși, să apelați la legea 416 din 2001, care asigură asistență socială și care obligă beneficiarii să presteze lunar câte 72 de ore de muncă în folosul comunității. Nimeni nu are curajul să jignească pe asistenții sociali, să iasă la treabă. De ce? N-au bași. După mine, asistația asta social ar trebui stimulați ca să iasă din poziția de asistat social. Nimeni nu se preocupă de asta. Pe undeva, în legea aia, spune că ăștia trebuie să ducă la brațele de muncă, să ceară să angajeze și să nu refuze dacă primesc o ofertă. Dacă refuze, nu mai primesc asistență socială. Cine să facă treaba asta? Există o comuniune de mentalitate între cei de la primărie, factorii de decizie și acest asistent social. În ăștia își văd părinții lor și cum o să-i amendeze pe ăștia. Și mai fac o precizare care e lipsită de interes. Eu nu pot fi scos la zăpadă. Am proteze, vedeți, gileta. Și am probleme să mă mișc.
cu atât mai puțin nu pot ieși la zăpadă. Însă iau atitudine în locul proprietarilor care sunt implicit mai tăcuți de mamă. Ce a declanșat această însemnare a mea? Ieri am coborât până la parter, fără căje, am o mers de gheișă acum, pac, 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 așa, ca să vidanjeze cutia de poștă. Și am văzut afară unul din vecinii mei care ieșise la lopată. Păi dacă scrie în ziar că trebuie să iasă la lopată. El a ieșit la lopată. El înainte de 80, nu a fost milițian. A rămas și acum, ca mentalitate. Atât îl duce capul. Că dacă îl ducea capul mai mult și citea ce am citit eu, nu mai ieșea la lopată. Vreau să-l ajut să stea la căldurică. Să rezume, să uite pe geam, că altă treabă nu are în casă. Asta e. Să nu credeți cumva că am speranțe că o să dispar articolul 103. Nu. În primul rând că prin luarea mea de poziție am jignit toți factorii de decizie. Pe bune, i-am făcut în pis. Indirect, e drept. Cu respectul cuvenit, înțeles. Și asta nu se iartă. Da. Atât am avut de zis. Am fost scurt. Dar vorba fiicei mele, la care îi dau în fiecare dimineață raport că m-am trezit. Că știți că o să fac o altă figură și nu mai mă trezesc. Și de-aia preventiv îi dau raport că mă trezesc. Și am spus că m-am trezit. Și aș spune, ești în parametri dacă ai început să te iei de alții. Da, încerc să vă mai bine. Bun. Trec la diverse. Te las cotețul de inventar. Dar să umplu puțin. David Pușcaș, nu știți cine e ăla? Băiatul luminiții Angel. S-a filmat în timp ce se juca cu dușul și a postat imagine pe contul personal de socializare. E greșit ce a făcut? Păi și eu am postat pe YouTube două clipuri când fac duș. E drept că eu am avut o justificare. Fac duș cu apă rece și nu mă credea cineva. Și atunci am vrut să-i dovedesc. Apropo, e a treia zi consecutiv când fac duș cu apă rece. Am ajuns să am o dexteritate de a mă introduce în cadă și a ieșit din cadă. Și chiar în plus, reușesc să-mi scot șoseta de la piciorul stâng fără pensă crocă. Evoluez. Însă la David Pușcaș, de ce s-o fi urcat el pe YouTube? Nu prea găsesc rostul. A, dacă făcea cu apă rece. Da, dar nu-l duce. Nu e în stare de așa ceva. Și la asta, Esca. I-a luat un interviu lui Cioloș. Întrebare. Când face sex Cioloș? Chiar asta era o întrebare la care trebuie să răspunde Cioloș? Chiar asta e o întrebare pe care o doamnă, cu ghilimele de rigoare, le pune unui domn când faci sex? Love level. Civilizația. Dar la asta am găsit întâmplătorul într-un comentariu, sau mai rețin la acest articol. Ceaușescu a anunțat în plenarea CCPCR din 12 aprilie 89 că s-au plătit toate obligațiile financiare și că România nu mai are datorii. Și mi-am adus aminte tot treabă. Eu am luat poziție. Normal,
Pe vremea aia eram membru PCR. Tare mândru am fost că am ajuns membru PCR. Eu fiind oaie neagră din cauza originii sociale, n-aveam posibilitatea să ajung membru PCR. Și pe treaba asta eram faultat până la Dumnezeu. Ei, și când am reușit ca să ajung membru PCR, am fost foarte încântat. Deci, normal, s-a făcut o ședință a organizației de bază în care s-a citit despre această realizare a Partidului Comunist în frunte cu tovarășul comandant suprem Nicolae Ceaușescu. Toți am aplaudat și s-au luat niște poziții în care toți foarte încântați de această măreață realizare. Dar pe mine mă mânca pe undeva. Și am ridicat și eu de două degete. Secretarul Comitetului de Partid spune tovarăș. Am o singură întrebare. Da, spuneți. Când mergem la restaurant să sărbătorim evenimentul, toți s-au uitat unii la alții, i-a pufnit râsul. Și ăsta, păi de ce să mergem la restaurant? Tovarăși, să vă explic. De când am ieșit locotenent și până acum, eu o țin în ceare, din ceare. Fac ceare, un an îl plătesc, fac chiar un ceare, un an îl plătesc, dam o lună pauză între ele. Și mă anunță boteiul de la financiar, zice, băi, luna viitoare scăpat de ceare, ai solda întreagă. Și atunci mi-a anunț soția, coafează-te că ieșim la restaurant să sărbătorim evenimentul. De ce? Păi se simte la soldă că mi-a crescut, să nu mai plătesc și are. Acum că am scăpat de datoria asta, nu mergem la restaurant, tovarăși, să sărbătorim evenimentul? Toți au început să râdă. El a dat secretarul niște răspunsuri de astea așa. S-a calmat foarte greu. Dacă toți puneau problema așa, că aici a greșit Ceaușescu. S-a înțeles, s-a strâns șurubul ca să plătească datoriile, că așa a avut el piticii. Însă după aia trebuia să slăbească șurubul. Nu, s-a mers mai departe. A zis, băi, dacă ține așa, nu el personal, cei de sub el. Și uite, așa am ajuns în decembrie 89. De ce? Că s-a tăcut. Dar la asta, România nu a transpus în 2016, în legislația națională, 21 de directive UE și riscă sancțiuni financiare prin infringement. Cine era la putere atunci? Guvernul Cioloș, ăla care e întrebat când face sex, în loc să fie întrebat de ce nu a aplicat aceste directive. Asta tot ducea capul pe sex, pe ESCA. Iar în 2017 trebuie să transpună alte 27 de norme europene. 20 de acolo cu 20 de acolo sunt 40. Cine reușește să implementeze aceste 40 de norme? Dumnezeu din cer, că ăștia aici e imposibil. Dar am trimis un mail la primărie în care am anexat propunerile mele privind regulamentul de salubrizare și de zăpezire în Brașov. Am primit confirmare că i-am instruit. Știu că îi să căi până îmi trimit confirmare. Și acum aștept. Încă o dată. Nu cred că o să dispară articolul 103. Nu cred.
însă în același timp o realitate. Sunt singurul din Brașov care am văzut aceste amănunte tehnice. Sunt singur la altar. Nu numai în apartamentul pe aici, ci în Brașov. Și asta arată slaba calitate profesională a celor la care decid. Și mai arată ceva. Am pus eu acolo. Iau atitudine în locul proprietarilor care sunt impliciți mai tăcuți de mamă. Ce este un fapt? Sunt singurul din cei 410 proprietari din Asociația de Proprietari 162. Să trăiți, domnule Brândușă, care am sezizat treaba asta și am avut curajul ca să și pun problema asta. Culmea, am discutat toată la Asociația de Proprietari exact pe tema asta. Ce știau și ei ce la drum public. Da. Cum să iei atitudine? Ca să iei atitudine, trebuie să ai bași, să vorbești gros. Ori la noi toți sunt soprane. Gata. Numai 21 de minute. Aș mai putea o lungi, dar nici chiar așa. Ne mai întâlnim. Cred că intru mai normal așa și dacă mai e ceva de zis, pot să vorbesc. Toate bune! Iar mă lupt cu morile de vânt. A trecut un an de când m-am retras din viața publică. Dar mă mănâncă undeva. Nu pot constructiv să tac când văd asemenea nedreptăți și ilegalități. Nu pot constructiv să tac. Ceilalți pot constructiv să tacă, fără probleme, fără niciun fel de probleme. Eventual la un pahar, deci uite bă, ce fac porcie. Dar să ia atitudine, complicat. Culmea, eu sunt mândru de felul cum mă comport și gândesc. Am rămas surprins în mod plăcut când și fiica mea cea mare s-a abonat la blogul meu pe YouTube. Fiica mea cea mică a sezizat mai de mult și ea citește postările. Cred că este foarte rar cazul când copiii sunt curioși ce spune tatăl, care e un hodorog, 70 plus ani. Și sunt mândru de treaba asta. Fiindcă, într-un fel, arată că eu gândesc cum gândesc și ele. Adică am reușit să fac upgrade la minte, încât să țin pasul cu cerințele actuale, chiar ale fiicelor mele. Am mai lungit-o puțin încă 3 minute, da? Gata.